Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Iată, scandalul bonurilor fiscale și a controalelor ANAF continuă. După ce am văzut ieri că ANAF-ul s-a apucat să combată evaziunea fiscală, arestând și oprind la vânzare micii comercianți români și închizându-le firmele, după ce am văzut că confiscă urzicile bătrânelor care vor să facă bani de o franzelă, iată, ANAF-ul a rezolvat problema evaziunii fiscale în România. Eu, dragii mei, pentru că s-au născut vii dispute pe această temă, vreau să vă spun că nu sunt împotriva combaterii evaziunii fiscale la toate nivelele. Cred că trebuie combătută evaziunea fiscală de la cel mai mic chioșc care vinde topi-top până la cele mai mari corporații. Dar, dragii mei, noi trebuie să lucrăm eficient în țara asta. Dacă se plâng cei de la ANAF că și așa n-au personal destul de mare ca să combată evaziunea fiscală, dacă sunt puțini, păi bă, frate, în loc să pierzi vremea cu un SRL mic, la care problema este că are 50 de lei în plus în caserie față de cât scrie în registru de casă. Și nu știu unde e evaziunea fiscală, pentru că nu există evaziune fiscală acolo. Dar să zicem că și asta trebuie adusă în spiritul legii și dacă legea zice că atâta cât scrie în registru atâta trebuie să ai în caserie, bine, așa trebuie să fie, dar aia nu e evaziune fiscală în niciun caz. Dar, dacă toți sunteți puțini, cei de la ANAF, păi bă, n-ar trebui în spiritul eficienței să lucrați întâi să vă băgați pe marile corporații unde se fură miliarde de euro. Și după ce ați terminat cu combaterea evaziunii la nivel înalt, acolo unde sunt banii mulți care s-ar putea regăsi în pensii și salarii, după ce ați terminat cu aia, să veniți și la ăștia mici. Dar să plecați de sus în jos. Ei au luat-o de jos în sus. Ei întâi vor să distrugă tot ce înseamnă IMM-uri, SRL-uri românești, după aia mai văd ei dacă se bagă și la marile corporații, la mari jefuitori de România. Nu, tată? Începeți să combateți evaziunea fiscală cu marile corporații, cu supermarketurile, cu Exxon, cu OMV, începeți să combateți evaziunea fiscală cu marile fabrici care își exportă tot profitul din România fără să plătească aici niciun fel de taxe și impozite. Cereți să se introducă în legislația românească ceea ce este deja în Constituția meritocrată și anume interziceți orice tip de comerț cu companii înregistrate în offshore-uri. Interziceți în România orice companie înființată în offshore, dar și comerțul unor companii înregistrate în România cu companii înregistrate în offshore-uri. Asta trebuie să faceți voi, cei de la ANAF. Acolo sunt banii cei mulți. Și după ce ați rezolvat-o pe asta, începeți să combateți evaziunea fiscală și la SRL-iștii români, la IMM-uri. Începeți să combateți evaziunea fiscală după ce ați rezolvat problemele astea până la baza societății. Sunt de acord. La fel ca și corupția. Păi voi ați început să combateți corupția cu medicii, cu profesorii, cu controlorii de bilete, cu ceferiștii. Voi cu astea ați început să combateți corupția. Nu, tată, începeți să combateți corupția cu Victor Ponta, cu Traian Băsescu, cu ăștia mari, cu Vâlcov, care au furat sute de milioane, miliarde de la această țară. Cu ăștia începeți și după ce ați rezolvat-o pe asta și ați recuperat banii, după aia veniți și puneți sechestru pe casele românilor pe care i-ați prins că au luat 100 de lei șpagă sau o găină sau o oaie sau o capră. Numai că iată, românul care a luat o șpagă sau care a făcut o chestie, o nefăcută și datorează bugetului statului 5.000 de lei, îi se pune ipotecă pe casă, îi sechestru, îi se ia casa. În schimb, marilor gangsteri care au furat țara asta de sute de milioane de euro, li se oferă arest la domiciliu. Acest Vâlcov, care a furat, care numai s-au găsit 101 tablouri de mare valoare, lingouri de aur și bani. Atenție, vă spuneam acum o săptămână că acele 3 lingouri de aur și câteva zeci de mii de lei și un Renoir găsit într-un safe, vă spuneam, dacă vă aduceți aminte, că nu e decât vârful icebergului. Că ceea ce au reușit ei să găsească nu reprezintă nici 10% probabil din tot ce a strâns acest mafiot, acest gangster în 10 ani de primar la Slatina. E bine, iată, a trecut doar o săptămână și au început să iasă la iveală. 101 de tablouri, nu doar un Renoir și numai și un Baba și ceva de genul ăsta. 101 tablouri. Toate de mari artiști, de mare valoare. Dar mai mult,
a ieșit la iveală că, de fapt, acest individ are numeroase case prin toată Europa, la Bruxelles, la Strasbourg, la Monte Carlo, iahturi. Vă dați seama, omul ăsta are casă la Monte Carlo, fraților. Ei bine, începe să iasă, să se vadă și partea de sub nivelul apei. Începe să se vadă și ce este sub apă din acest iceberg uriaș numit corupția, șpăgile încasate de Darius Vulcov. Exact la fel ca acest Darius Vulcov, mai sunt 50 de primari în România care au averi cel puțin la fel de mari și la fel făcute ca și Vulcov. Ei, când acest ANAF, când DNA-ul va reuși să pună laba pe toate aceste averi făcute ilegal, când vor reuși să recupereze la bugetul statului tot ce s-a furat de către acești mari gangsteri frumos numiți politicieni, e bine, după aia să treacă ANAF-ul și la ăștia care au luat și pagă un borcan de miere, care au vândut urzici în piață fără bon fiscal, atunci să treacă. Dar întâi să rezolve astea, tată. Dacă nu, înseamnă că sunt doar niște ticăloși care acționează ca niște trădători de țară, care dau cu biciul numai în popor, iar corporațiile și gangsterii de politicieni să fure cât vor. Înseamnă că este o luptă anti-evaziune fiscală doar de ochii lumii. Păi desigur, e ușor să te duci și să te dai că lupți împotriva evaziunii fiscale confiscând urzicile unei bătrâni. E mult mai greu însă să te duci la Carrefour și să închizi magazinul pe motiv că fac export ilegal de profit, că înșală statul cu sute de milioane anual. E mult mai greu. E mult mai simplu să te duci și să confiști urzici decât să te duci și să închizi Carrefour-ul. Păi da. Da, dar ce este și mai interesant este altceva. Carrefour ca și Carrefour, OMV și toate alelalte ca și alea, să zici că n-are curaj maestrul Gelu Diaconu, șef ANAF, să se dea la ăștia mari. N-are curaj, în primul rând, pentru că din punct de vedere politic nu-i se va permite. Pentru că ăștia sunt mari cotizanți la averile politicienilor și la campaniile electorale. Și cum te apropii de ei, dă un telefon șeful de la Carrefour sau de la Selgros sau de la Metro și s-a terminat imediat inspecția. S-a terminat cu evaziunea fiscală, s-a rezolvat. Să zicem că maestru Diaconu nu poate, din considerente de ordin politic, să se dea la ăștia. Păi da, mă, geluțule, dar ce-ar fi să te dai la hoteluri? Ce-ar fi să te dai la restaurantele mari, ale marilor oligarhi români, care dețin hoteluri, care dețin restaurante, stațiuni întregi, care dețin fel de fel de active pe litoralul Mării Negre, toate făcute pe bază de șpagă și de privatizare tipic românească, pe un leu, adică pe nimic. Bun, dar de ce nu se dă maestru Gelu Diaconu, șef ANAF și la astea? Păi nu se dă că, iată, coincidență, iată ce a ieșit la iveală dintr-o joacă, o glumă a unui jurnalist. Jurnalistul de investigații Stelian Negrea s-a dus la un hotel din București despre care el susține că iar aparține șefului ANAF, Gelu Diaconu, pentru a testa dacă primește sau nu bon fiscal. Auziți, băiatul ăsta, Stelian Negrea, s-a dus la hotelul șefului ANAF. Șeful ANAF, care a fost toată viața bugetar, are un hotel. Bă, când am auzit știrea asta, că s-a dus ăsta la hotelul șefului ANAF, am rămas mască. Zic, bă, dar de unde are ăsta? Bă, dar ce salariu a putut să aibă să-și facă hotel? Bă, zic, o fi având și ăsta o pensiune acolo cu 5-6 camere, a strâns și el bani, 20 de ani, cu soția, au făcut o pensiune și acum ăsta îi zice hotel. Așa m-am gândit. Și am zis, ia să văd ce hotel e ăsta. Hotel internațional din București. Bă, zic, la București? Acolo nu e ieftin să ai chiar și o pensiune. Dar intru pe Google, scriu hotel internațional, mi se deschide pagina Hotelul Internațional București. Booking.com. Când mă uit, în centrul Bucureștiului, 4 stele. Bă, zic, dar a avut salariu măricel ăsta Gelu Diaconu dacă a avut bani să-și facă hotel de 4 stele în centrul centrului, în buricul târgului.
Bă, zic, o fi un hotel acolo cu 5-10 camere. Nu, poate că... Stai. Că zic, fii atent, că răutățile oamenilor. Nu deține decât jumate din el. A, zic, na, o fi un hotelaș cu 10 camere acolo, din care jumate, adică 5 camere a lui, o mai fi luat omul, na, că dacă a lucrat ca și bugetar, dacă a lucrat la garda financiară, știm cum nu plecai acasă fără 10-20 de milioane pe zi, știm cum se prăfăcea și normal că omul a strâns un ban negru pentru zile albe și a luat și el acolo o particică jumate de hotelaș mititel în București. Bă, când mă uit... Să văd cum arată hotelașul. Hotelașul domnului șef Gelu Diaconu de la ANAF e un bloc turn. Cât blocul de 10 etaje în care stă maică mea. Doamne, când am văzut. Bă, frate, arată ca intercontinentalul. 4 stele. Poze. Uitați-vă pe Google. Hotel Internațional București. Un lux în interior. Păi, imaginați-vă ce înseamnă să dotezi 70 de camere. 70 de camere. Păi în blocul lui maică-mea sunt 44 de apartamente. Ăsta are 70. Vă imaginați ce monstruozitate. La maică-mea în bloc de 10 etaje sunt 44 de apartamente. La ăsta 70 în monstruozitatea de hotel. Cu restaurant, cu toate cele. Bă, fraților, vă puteți imagina cât poate să coste o asemenea investiție? Un bloc de 10 etaje, mobilat, utilat, de lux? Luați un exemplu. Să zicem că valorează cât valorează toate apartamentele dintr-un bloc de 10 etaje. Asta înseamnă 44 ori, să-i luăm o medie de doar 100 de mii, că e în buricul Bucureștiului, în buricul Târgului, 40 ori 100 de mii e 4 milioane de euro deja doar ca spațiu locativ. Dacă mai pui dotările de ultim răcnet, să fie doar 5 milioane de euro. I-au zis, măi, fraților, cum se face avere dacă lucrezi la garda financiară? Ha? Sigur că nu e pe numele lui, pe numele soției. Mă mir și că e și pe al soției. Uitați-vă hotelașul! Ăsta e hotelașul. De ce ne-a râs doar jumate din el? Mă rog, asta e jumate din hotelaș. Că aici mai jos mai vine, cu alea, cu... Uitați-vă aici, cu restaurante, cu toate alea, cu 4 stele, fraților. A, ca să vedeți ce bine e să lucrezi la garda financiară. Să tot trăiești așa. Să tot trăiești. Uite, lux. Ăsta vine și ne învață pe noi că trebuie să ne închidă afacerile, că trebuie să ne concediem angajații, că trebuie să rămână fără loc de muncă și fără o pâine românii, familiile de români, că el ne învață pe noi ce e dreptatea și lupta împotriva evaziunii fiscale. E bine, dragii mei, ați văzut cum luptă el împotriva evaziunii fiscale și pentru corectitudine în România? Exact ca și Darius Vâlcov, care era ministru de finanțe și ne învăța pe noi să nu mai facem evaziune fiscală. Și el strânsese o avere de vreo 100 de milioane de euro. Acum ne învață altul, Gelu Diaconu ne învață. Bă, nu mai fură, nu mai vindeți măuri, zici, fără bon fiscal. Uite cine ne învață pe noi. Este ceva de neimaginat. Nesimțirea asta dusă la extrem este ceva incredibil. Acest papagal, acest maimuțoi care a făcut o avere lucrând ca bugetar la stat, vine și ne închide nouă afacerile pentru că avem 50 de lei în plus în casă sau avem 50 de lei în minus. Dacă eu, de exemplu, spun angajatei mele, economistei, contabile, zic, dă-mi 50 de lei să mă duc să cumpăr hârtie pentru firmă și vine garda financiară, zice, unde-s 50 de lei? Lipsești 50 de lei, închidem firma, concedează-ți oamenii, muriți de foame, duceți-vă dracului. Eu, Geluțu, care am hotel de 4 stele în valoare de câteva milioane de euro în București, în buricul Târgului, fac ordine. Uite cine face ordine, bă, fraților. Păi numai să vină la mine ăștia de la garda financiară să-mi caute mie ceva. Păi să vină. Să îndrăznească să vină vreodată. Să vedeți cum încep să povestesc și să dau și eu. Exact cum se obișnuiește la DNA, să spun cui am dat șpăgi, cât am dat șpăgi, de câte ori au venit și de câte ori mi-au găsit că semnătura-i strâmbă,
De câte ori mi-au găsit că procesul verbal e îndoit? De câte ori mi-au găsit că am uitat să completez ordin de deplasare când m-am dus la bancă? Sau când m-am dus în vizită la o altă firmă? Sau... Deci, dragii mei, este ceva incredibil. Este ceva de neimaginat. Câtă nesimțire poate să aibă acești gangsteri care sunt puși culmea să facă ei ordine în România. Ei, cei mai mari hoți, Ponta, Vâlcov, ăsta, Diaconu, ăștia sunt cei ce trebuie să ne învețe pe noi să nu, vezi, domne, să nu mai vindem urziși fără bon fiscal. Ăștia care sunt multimilionari în euro din șpăgi, din evaziune fiscală, din șmecherii, din corupție și trafic de influență. Ei vin la noi și ne închid firmele, mă, oameni buni. Și noi stăm ca niște oi proaste care mergem la tăiat. Păi revoluție, tată. Păi revoluție. Auziți ce a pățit băiatul ăsta negrea, care s-a dus la hotelul șefului ANAF. A cerut o cafea și o apă minerală. În valoare de 16 lei. Zice el, nu mi s-a emis bon fiscal. Am sunat la Tel Verde, antifraudă fiscală, și am înregistrat o sesizare. Iar doamna de acolo mi-a dat dreptate, că ar fi trebuit să-mi fie emis bon fiscal. Bă, ce doamnă, ce cum se cade? Ia uzi, i-a dat dreptate că trebuia să-i se emită bon fiscal. Ei bine, dragii mei, credeți că s-a închis hotelul maestrului Stelia, maestrului Gelu Diaconu? Păi nu s-a închis. Se închide numai la proști. La gangster și la borfași nu se închide nimic, tată. El ordonă să se închidă la alții firma pentru 50-100 de lei în registru de casă. Dacă eu nu dau bon fiscal, e sfârșitul lumii. Dacă nu dă el, stai mă, dar suntem egali în fața legii? Unde vă credeți? Adică cum o să fie Gelu Diaconu egal cu mine în fața legii? El care a făcut milioane din șpagă, din trafic de influență, din șmecheria la Vâlcov și Ponta și Berceanu și Șova și etc. Cum o să fie el acum închis? Păi băi, nesimțitule, măi borfașule, dă ordin să ți se închidă hotelul, măi. Că asta practici tu cu toată lumea. Tu dai ordine să se închidă la toți, că vrei dreptate, combați evaziunea fiscală de jos. Păi dă ordine să se închidă hotelul, măi, nemernicule. Asta ar fi culmea, nu? Să-și închidă singur hotelul pe motiv că face evaziune fiscală. Asta ar fi chiar culmea. Asta e țara în care trăim. Dar, vă spun, o să avem într-o zi, mai devreme sau mai târziu, Constituția meritocrată. Și toți ăștia o să umple țara de șosele, de autostrăzi, de căi ferate, de hidrocentrale, de centrale termonucleare. Ăștia o să construiască la loc România pe care au furat-o și au distrus-o. Vă spun că o să lucre cu un drag, cu o pasiune pentru țara asta. Știți cum? Dar știți cum o să dea înapoi totul? O să dea, pentru că oricum nu o să mai aibă ce să facă cu ele, că nu o să mai aibă când să se bucure de ele. Dar o să dea totul înapoi. Dar nu numai ei. Că auziți șmecherii cum fac. V-am povestit eu odată. M-am dus și eu la un târg de imobiliare. Și de curiozitate întreb pe ăla de la care era unul la un stand acolo și vindea niște aparte. Erau blocuri noi construite aici în Brașov, un cartier de blocuri, și zic, bă, cât costă un apartament? Și întreb și zic, bă, dar zic, ăla dinainte, ăla știam că era inspector la finanțe. Zic, bă, dar ăla dinainte și ia și el apartament? Ce, și ăștia de la finanțe stau în apartamente? Păi îmi zice ăla de la expoziție, nu, domne, zice, ăsta își cumpără și a negociat să cumpere un bloc. Bă, zic, cum, dracu? Bloc? Blocul cu totul? Da, zice, dar nu, că e cunoștință veche de-a noastră. Ăsta e al treilea bloc pe care îl cumpără. Inspector la finanțe, la Brașov. Să dau pe spate. Cum zic, bă, trei blocuri? Da, zice, dar nu pe numele lui, pe al lui nevastă sa. Uitați-vă, dragii mei, cine ne învață pe noi să combatem evaziunea fiscală? Dar nu, adică, nu-i de mirare, nu mă gândeam că se pot strânge chiar așa averi uriașe. Dar m-a întrebat după aia, m-am interesat de individ, ce și cum. Păi ăsta e mai coios, e mai bengos decât ai la alți colegi, că el lucrează la restituiri de TVA. Și în țara asta, toate firmele libaneze, irachiene, siriene, libiene, turcești, toate recuperează TVA, dar nu așa.
la greu. Voi, proștii de români, nu aveți pensii, pentru că trebuie la bugetul statului bani pentru restituiri de TVA firmelor turcești și libaneze, care recuperează TVA cu milioanele de euro. Cum recuperează TVA-ul? Făcând 50-50 cu cei de la finanțe. Și se recuperează TVA în România într-o veselie. La fel cum ANRP-ul privatizează, așa cum a vrut Monica Macovei, restitutio in integrum. Dar nicio restitutio nu se face către proprietarul de drept, ci toate prin drepturi litigioase cumpărate de către șmecheri, de către avocați și politicieni. Așa se întâmplă în țara asta totul. Ei fură în draci, ei jefuiesc țara asta în draci, ei găuresc bugetul statului într-un hal fără de hal și după aia nu sunt bani să crească pensiile. Și dacă tot au crescut, sunt prea mari. Vine Băsescu și zice, trebuie scăzute cu 10-15%. Cum așa mari pensii? Nu sunt bani pentru pensii. Pentru nivelul de trai și veniturile românilor nu sunt bani. În schimb, pentru ticăloșii ăștia, pentru gangsterii ăștia care conduc România, sunt bani cu nemiluita. Oricât, nu e nicio problemă. Blocuri, cartiere întregi, nicio problemă. Doamne ferește să ai tu 50 de lei în plus, Vasile. Doamne ferește să ai 50 de lei. Imediat îți vine sechestru pe casă, ți se ia casa imediat dacă n-ai plătit 2 lei la timp. Îți vine scrisoare de la finanțe. Vă anunțăm că aveți o datorie de 2 lei și dacă în termen de 3 zile n-ați achitat-o, se pune sechestru pe casă, vi se vinde casa. Așa îți vine acasă scrisoare. Nu vă exagerez, nu știu cum e la voi, la Brașov așa e. Uite, bă, cine ne pun nouă sechestru pe casă, ne amenință, ne închid firmele, ne concedează angajații, ne lasă pe drumuri, ne lasă copiii fără mâncare. Uite cine, mă! Și noi stăm și behăim ca niște oi proaste, mă! Nici măcar nu behăim, behăio. Voi nici măcar nu behăiți, voi restul numai priviți. Voi sunteți și oi din alea cu minți, care nici măcar nu behăie ca să nu deranjeze stăpânii. Dar până unde? Până când, dragii mei? Când o să explodeze mămăliga asta? Cât o să mai suportați? Cât o să vă mai lăsați călcați în picioare, umiliți și batjocoriți? Am văzut, vă înscrieți 2-3 pe zi în mișcarea meritocrată. 2-3 tigri pe zi. E tare. În 200-300 de mii de ani o să reușim să fim un milion, să schimbăm sistemul în România. Până nu mai organizează rușii și americanoizii o revoluție ca în 89, nu o să fie în România. Să ne rugăm de Putin, să ne rugăm de Baracu, să mai organizeze o revoluție la Românica ca în 89. Fac apel cu ocazia acestei emisiuni. Vă rugăm mult, Budapesta, Moscova, Washington, vă rugăm, mai organizați o revoluție în România. Mai scoateți românii în stradă, faceți ce ați făcut în 89 încă o dată. Trebuie făcut ceva, că nu se mai poate. Că poporul ăsta e nervos și o să iasă revoluție. Și nu o să vă placă aici, că nu o să se mai poată plimba trupele NATO în voi. O să fie țară în disoluție, o să fie o țară în revoluție. Nu o să vă placă aici la granița cu Rusia așa ceva. Faceți cumva și organizați o revoluție în Românica să schimbăm sistemul. Să terminăm cu ticăloșii ăștia. Ei bine, dragii mei, sunt nervos tare, recunosc. Auziți, pentru cine nu mă crede, citez de pe, dau și sursa, că am fost certat de către un telespectator, că de ce nu dau eu sursa știrilor, că nu sunt credibile, că nu sunt nu știu cum. Ei bine, vă spun și sursa de unde le-am luat, reportervirtual.ro, puteți să vedeți acolo, este pe Facebook, îl găsiți pe băiatul ăsta care a făcut experimentul cu hotelul maestrului Gelu Diaconu. Și pentru cine nu crede, iată, jurnaliștii de la hotnews.ro ne informează, hotnews.ro fiind un credibil, eu zic că e foarte credibil, nu? Ne spune că soția lui Gelu Diaconu are jumătate din acțiunile firmei SC Committee Prodexim SRL, firma care operează hotelul internațional, după cum scria în 2013, Centrul de Investigații Media. De altfel, și certificatul de clasificare postat pe site-ul hotelului este eliberat pentru firma SC Committee Prodexim SRL, cotă de 50% din acest SRL, aparținându-i Mihaelei Diaconu, care apare și în cea mai recentă declarație de avere a președintelui ANAF, Gelu Diaconu. Deci omul recunoaște că e hotelul lui. Recunoaște frumos în declarația de avere că e a lui.
Chiar el, Gelu Diaconu, a spus în 2013, pentru o precizare remisă ziarului Bursa, că firma Comity Prodexim SRL este deținută în proporție de 50% de soția sa. Sigur că nu de el, de soția sa. Nu o să găsiți niciun imobil, nicio avere a vreunui inspector fiscal sau la garda financiară care să aibă ceva pe numele lui. Nu. Toate sunt pe ale soției și ale copilor și la unii ale prietenilor buni. Ale prietenilor din facultate, ale mamei, ale tatălui, ale surorii. Astea sunt. Dar ei sunt sărași lipiți. Numai familiile lor se îmbogățesc fantastic de tare. Dar ei, niciunul nu are nimic. Nu, soția are averea. Mai sunt și șmecheri unii. Divorțează. În acte divorțează. Sigur că nu și în fapt. Și soția are totul. El, săracul, e lipit pământului. Vai de capul lui. Adică noi suntem tâmpiți, noi suntem proști. Noi nu înțelegem. Dar pe ei nu îi deranjează, nu îi interesează că noi ne prindem. Pe ei interesează ca în fața legii, lege făcută tot de ei și de interpușii lor, să nu fie pasibil de pedeapsă. Dacă legea zice că tu, ca șef de gardă financiară, poți să ai avere de milioane de euro dacă e pe numele soției, dacă e permis, nicio problemă. Au mai făcut și o lege, ci că trebuie să dovedești că a furat sau că a luat șpagă. El nu e obligat să dovedească de unde a avut banii pentru hotel. Hoțul neprins, negustor cinstit. Ăsta e light motivul parlamentului. Asta zice parlamentul. Bă, dacă nu m-ai prins că am furat, sunt cinstit, mă. Și în baza acestui light motiv, fură și iar fură de 25 de ani încoace. Și se bazează că justiția, poliția, procuratura, care sunt tot ei, care sunt numiți tot de către ei și care depind de factorul politic, își vor ține gura. Normal, păi dacă eu numesc prim procurorul general al României, dacă eu numesc șeful CSM-ului și așa mai departe, păi doar nu o să mă bagi ăla la pușcărie. Doar nu o să găsească ăla, procurorul ăla, dovezi că eu am furat sau am luat șpăci. Păi cum, adică eu îl pun în funcție, eu îl fac om și el să mă bage pe mine la pușcărie? Normal că ăla nu găsește probe. Pe de altă parte, parlamentarul face legea că hoțul neprins, negustor cinstit, și iată cum prosperă gangsterii în România și prostimea nu poate să vândă un pumn de urzici ca să-și iau pâine. Nu. Pentru că trebuie combătută evaziunea fiscală. Da. Bravo, Geluțule, combate evaziunea fiscală, tată. Bravo. Hei, dragii mei, mergem mai departe. Următoarea știre. Săptămâna trecută, ca să vedeți jaful până unde merge, că e la toate nivelele. Săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului spre reexaminare legea pentru modificarea și completarea codului silvic, susținând că există prevederi care lovesc în piața concurențială. I-au zis, frate, Klaus Iohannis nu e expert numai în fizică, ci și în domeniul silvic e el expert. Klaus Iohannis a ajuns el să hotărască, să decidă ce este bine pentru silvicultura românească și ce nu-i bine. Câți copaci trebuie tăiat și câți nu. Băi, eu m-aș fi așteptat să zică Klaus Iohannis, luați-vă legea înapoi și faceți o lege simplă și scurtă care să zică așa. Se interzice orice fel de defrișare de păduri în România. Punct. De ce? Pentru că România în 89 avea 35% din suprafața ei împădurită și astăzi nu mai e nici 20%. E, din cauza asta se pune un moratoriu pe tăierea de copaci. Punct. Ăsta sunt eu, Klaus Iohannis, care a spus că ne luăm România înapoi. Păi dacă am zis eu, Klaus Iohannis, că ne luăm România înapoi, păi hai să vă arăt cum o luăm. Stop mafiei arabe, austriece și de alte naționalități care taie și defrișează România. Stop lui Vereș Toyotilo, zis și drujba lui Dumnezeu. Stop! În România nu se mai taie niciun pom. Asta aș fi făcut eu dacă eram Klaus Iohannis și promiteam că vă dau România înapoi, vouă românilor. Dar Klaus Iohannis nu de-aia a dat înapoi legea. A dat înapoi că nu-i convenea că niște firme austriece nu o să mai poată să taie păduri în neștire. Și de ce să-i limitezi? De ce să-i oprești? De ce să-i frânezi? Și a trimis legea înapoi la Parlament
să nu mai, adică oprește, ești împotriva legii concurenței, adică cum adică drujba lui Dumnezeu să poată să taie și firma austriacă să nu mai poată să taie? Păi v-ați uitat că eu sunt prieten cu ambasadorul Austriei? Păi cum? Ce, eu sunt prieten cu ambasadorul Ungariei? Nu se poate. Punct, înapoi. Claus Iohannis a readus astfel în discuție o problemă cu care România se confruntă din 1990 încoace, și anume jaful pădurilor. Imediat a fost criticat de fostul ministru al pădurilor, Doina Pană, pentru că ar face jocurile austriecilor de la o companie privată, nu dau nume aici, principalul producător și exportator de cherestea din România. Codul retrimis Parlamentului stabilea, printr-un alineat nou, la maximum 30% nivelul pe care o singură companie îl poate achiziționa din lemnul total scos la vânzare dintr-o anumită specie. Deci vrea să le pună un pic de frână. Niciun caz să-i oprească jaful. Nu. Numai un picuț de frână. În prezent, industria lemnului, estimată la 4 miliarde de euro, e disputată de mai multe companii, însă trei companii austriece controlează o treime din toată piața. Întâmplarea face să fie companii austriece. Veți zice, bine mă, dar de ce vor austriecii să defrișeze pădurile românești când ei au păduri mai multe ca noi? Dragii mei, în Austria, suprafața împădurită este cea mai mare, probabil, cred că este cea mai mare, nu mai știu exact care sunt, dar mi-amintesc de când m-am documentat pentru meritocrația și meritocratismul, unde tratez în mod special chestiunea asta a defrișărilor, într-un capitol, mi-amintesc că Austria era printre primele cele mai împădurite țări din Europa, cu aproape 40% din suprafața totală împădurită. România, care în 90 avea 35% din suprafața împădurită, mai are astăzi sub 20%. Deci la austrieci și-a ajuns România aproape cea mai puțin împădurită țară din Europa. Ei bine, austriecii, care au dublu suprafață împădurită față de România, nu poate să defrișeze nimic în Austria, pentru că în Austria, ca să vedeți ce proști sunt austriecii, pentru că în Austria este interzisă tăierea oricărui copac. Ca să tai în Austria un copac, fie el și uscat, îți trebuie să faci eforturi imense, birocratice. Și poți să-l tai abia după ce ai plantat alți 5 copaci în locul celui tăiat. Ei bine, în Austria e aproape imposibil să tai un copac. Și atunci, normal că firmele austriece caută țări de tâmpiți care acceptă să li se defrișeze pădurea. Ei nu fac nicio ilegalitate aici în România. Ei defrișează legal pădurea. Legal, pentru că s-au înțeles mereu cu cei ce au condus România. Mereu s-au înțeles cu ei, ca nu cumva să vină vreun nebun ca primul să zică moratoriu pe tăierea pădurilor, se interzice vreme de 20 de ani să se taie orice pom. Au avut ei grijă să nu apară vreunul din ăsta ca primul. Au avut grijă și când ori de câte ori a fost vreo campanie electorală, ori de câte ori a fost nevoie să centreze, au centrat bine. Și uite așa a venit acum Claus Iohannis la putere, care ne dă România înapoi. Nu ne dă România și austriecilor le dă pădurea, ca să nu se supere nimeni, nu? E da. N-a promis în campanie electorală, nu le-a promis la austrieci că le dă pădurea, dar uite că le-o dă. Nouă ne-a promis că ne dă România înapoi, dar încă se mai gândește. E bine, fenomenul jafului din România a fost dezvăluit de nenumărate ori de mass media și de diferiți proprietari de păduri. Curtea de Conturi a scris într-un raport că în primii 12 ani de la evenimentele din 89, din pădurile statului și din cele private s-au tăiat ilegal 80 de milioane de metri cubi din lemn, care le-au adus hoților peste 5 miliarde de euro. O investigație făcută de Rize Project arată că 350.000 de hectare de pădure au fost rase de pe fața pământului între vara lui 2013 și vara lui 2014, când s-a atins maximum. Iată că ce nu s-a reușit sub toate celelalte guverne, s-a reușit sub guvernul, sub aripa ocrotitoare a marelui conducător Victor Ponta, care a dus pe culm de glorie economia românească și iată a reușit să bată orice record firmele de exploatare a pădurilor,
tăind peste 350.000 de hectare într-un singur an. Sub Victoraș Viorel, care face să avem creștere economică. Păi și de asta avem creștere economică. Cele mai afectate zone sunt Suceava, Harghita, Covasna și mai nou, pentru că nu prea mai au ce să taie în Suceava, Harghita, Covasna, unde este ceva de speriat. Am trecut pe acolo și prin Suceava, și prin Covasna, și prin Harghita. E ceva de speriat ce se întâmplă, oameni buni. E păcat, distrug țara asta. Ei bine, s-au băgat și în Parcul Național Retezat. Parc Național. Care ar trebui să fie ocrotit. Nu interesează. Acum, că au terminat ce aveau de defrișat aici, s-au mutat în retezat. În 5 ani au terminat cu tot. Au făcut averi, se estimează. Am citit studiu, n-am știre exactă, dar am citit-o, că aceste trei firme austriece, care sunt regii lemnului în România, au făcut doar anul trecut peste 100 de milioane de euro profit. Vă dați seama, profit după ce cât ai putut, ai dat în offshore-uri. Că asta este spor național. Prost să fii să nu faci. Prost să fii să nu faci. Și eu, dacă aș fi român și m-aș duce să fac afaceri în Austria, aș încerca să plătesc cât mai puține taxe, impozite, impozit pe profit acolo, când aș putea să trimit într-un offshore, dacă m-ar lăsa legea. Și eu aș face la fel. Nu ei sunt de vină. De vină sunt guvernanții trădători de țară care permit ca acest lucru să se întâmple, să ne fie clar. Eu dacă aș fi austriac și m-aș duce să fac afaceri în Ungaria, în Austria, oriunde, la fel aș face. Dacă aș putea să plătesc impozit pe profit 0, numai simbolic, și restul să trimit în offshore-uri, așa aș face. Așa aș face, recunosc. Dar trebuie să fii prost să nu faci. Vă repet. Nu ei sunt austriecii de vină. Nici că defrișează păduri în România, nici că nu plătesc impozite în România decât la minimum posibil. De vină sunt doar trădătorii ăștia de țară care ne conduc și care le permit să jefuiască țara asta ca în codru, ca să rămân în tema știrii. Ei bine, dragii mei, cum să nu fiu nervos? Cum să nu fiu nervos? Că mă întreabă nevastă mea, băi, Lauda, nu-i mai jigni, nu-i mai fă borfaș, nu le mai zic toate felul de astea, mă, că cine știe ce pățești. Bă, ce pot să pățesc? Dar nu pot. Nu pot să trăiesc văzând atâta nedreptate, atâta hoție, atâta banditism. După aia vin și zic că de aia trăiți proști românilor, că n-ați votat bine. Dacă mă votați pe mine, Klaus Iohannis, vă dădeam țara înapoi, mă. Acum o să vină Ponta și o să zică, bă, dacă nu m-ați votat pe mine și l-ați votat pe Iohannis, vedeți? Vedeți, se fură în România. Dacă n-ați votat bine, dar pe cine să votezi, mă, frate? Când i s-a dat nouă în ăștia 20 de ani să alegem între 5 oameni de o mare probitate morală, de mare patriotism, cu mare putere intelectuală, cu mare înțelepciune și cu mare nivel de educație și cultură? Când i s-a dat de ales? Măcar odată unul din ăsta să fie. Spuneți-mi dintre toți candidații la președinție pe care a avut România, unul care să fie îndeplinit aceste cerințe. Niciodată. Spuneți-mi un prim-ministru care să fie îndeplinit. Noi am avut prim-ministri niciodată manageri de mare valoare. Am avut avocați, juriști, am avut bișnițari, am avut profesorași, dar niciodată n-am avut în țara asta prim-ministru un manager profesionist care să zici, bă, uite, bă, frate, ăsta a dovedit în 20 de ani că e un mare manager, e prim-ministru, luați de aici. Nu! Noi am avut prim-ministri ca Ponta, care au venit să învețe pe pielea noastră. Și de ar fi fost doar proști, dar ar fi fost numai incompetenți, tot nu era problemă. Dar marea lor majoritate au fost și trădători de țară, care s-au dus și au luat ordine de la Tel Aviv sau de la Washington. Aici este marea problemă. Nu e doar prostia, se combină trei mari defecte care au avut, care au fost mereu la curent, de actualitate, în ceea ce privește conducerea României. Prostia, imbecilitatea cu nemiluita, imoralitatea, șpăgile și conturile în offshore-uri și trădarea de țară. Băi, parcă suntem blestemați. Toți care au venit și au condus țara asta, aproape toți, au îndeplinit toate trei condițiile. Bă, dar nu una sau două, toate trei, aproape toți le-au îndeplinit pe toate. Și imbecili, și imorali, și trădători. Bă, dar ăsta e un blestem, nici măcar noroc n-avem. Că de-am avea măcar norocul ăsta să se nimerească unul care să fie doar prost. Nu. Suntem un popor blestemat, dragii mei.
Ei bine, ca să vedeți cine ne conduce, ce credeți că le-a dat prin cap acum politicienilor din Parlamentul României? Văzând ei că DNA-ul nu mai glumește și că nu mai e la cheremul lor, văzând ei că epoca de aur Băsescu, când puteau să fure oricât și să ia șpăci cu nemiluita, a trecut și acum americanoizii s-au pus cu bulanul pe ei din cauza că n-au vrut să voteze Gold Corporation-ul, contractul pentru exploatarea aurului, pentru jaful aurului de la Roșia Montană, ce și-au zis ei politicienii? Stai mă, păpușarilor, mă, că nu ne faceți voi cum vreți. Și a venit acum un nesimțit, un gangster, și iată ce lege pregătește, ca să le taie macaroana DNA-ului și americanoizilor. Un grup de senatori PSD pregătește modificarea codului de procedură penală, astfel încât un politician cercetat pentru corupție să nu mai poată fi încătușat, arestat sau adus cu mandat, ci maxim, maximorum să fie anchetat sub arest la domiciliu sau la palat, cum aș zice eu. În schimb, se reintroduce o nouă instituție juridică, așa numitul arest sever. Însă măsura se aplică doar împotriva celor care comit infracțiuni contra vieții prin care s-au cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane. Iau zis, dragii mei, a mai este și acte de terorism. Act de terorism intră în mișcarea meritocrată. Cine vrea schimbarea sistemului și să le taie macaroana gangsterilor și borfașilor, se numește terorist. Adică eu. Eu care vreau o lume mai bună, care vreau o societate corectă, care vreau o societate tolerantă, umanism, educație, sănătate, protecția mediului, terorist. Reclamat! Reclamat! Da, teroristul primo! Care, auzi, bă, ce să vrea el? Să nu mai fie corupție? Să nu mai fie partide și politicieni care să facă ce vor ei cu România? Ăsta-i terorism! Să nu se mai defrișeze pădurile! Doamne ferește! Ăsta sigur este din statul islamic! Clar! Să mă aresteze, fraților! Cum așa? Sunt împotriva statului lor de drept, nu? Cum adică să nu mai ia șpăgi? Să nu mai defrișeze păduri? Să nu mai colecționeze tablouri de zeci de milioane de euro din șpagă? Păi nu pot fi decât terorist, mă, frate, mă! Adică să vorbești împotriva evaziunii fiscale? Împotriva, să vorbești împotriva celor ce arestează bătrânicele care vând urzici în piață? Terorism! Dar cum? Xenofob, antisemit. Le-am dat eu în cap și cu xenofobia și antisemitismul. O să vedeți ce circ iese cu ce ne-au. Că am câștigat procesul, a apărut acum și motivarea. Să vedeți numai, că o să fac și o emisiune specială despre asta. Despre ceea ce este CNA-ul astăzi. Un instrument de cenzură și de încălcare a drepturilor omului. A drepturilor fundamentale, consfințite prin Carta Drepturilor Omului. O să vedeți ce judecătorul zice clar. Că CNA-ul prin sentință, prin decizia de amendare a mea, aduce prejudicii mari drepturilor omului, libertăților de opinie și exprimare și încalcă Carta Drepturilor Omului. Spune clar judecătorul despre CNA. Și ăștia de la CNA, căcații ăștia de la CNA, au dreptul să taie și să spânzure tot ce vor ei în mass media din România. Mass media fiind mijlocul de informare, fiind cel mai important instrument al democrației. Ei bine, sigur că da. Câinii latră, eu latru, ei își văd de treabă. Dar și când s-o schimba sistemul și o avea Constituția meritocrată, puiuților de la CNA, cum vă aștept? Cum vă aștept? Vai, 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 vai. Cum o să vă alegeți singuri târnăcoapele, lopețile cele mai bune, lopețile cu cea mai mare dimensiune, târnăcoapele cele mai practice și eficiente, să vedeți numai, să vedeți numai. Și pâine o să primiți numai pâine proaspătă și apă de izvor. Ah, ce bine o să vă fie. Să vedeți ce o să iubiți atunci drepturile omului. Atunci să vedeți cum o să vă bateți voi pentru drepturile omului. Da, cum o să le solicitați să se respecte zilnic. Cum o să respectați dreptul la alimente, dreptul la odihnă, cum o să respectați dreptul la vizită din partea familiei. Să vedeți. Da, o să fie frumos. Vine și rândul vostru. Ei bine, dragii mei, iată, gangsterii și-au dat lege. Adică își dau. Pregătesc lege. Corupția
să nu se mai ancheteze cu corupătorul, cu șpăgarul, să nu se mai sancționeze cu pușcăria și cu cătușe și cu arestare. În niciun caz. În cel mai rău caz. Dacă e vorba de corupție de la 100 de milioane de euro în sus, să se sancționeze, să se cerceteze cu inculpatul în stare de arest la palat. Dar numai dacă e vorba de din ăștia, de Adrian Năstase, de Victor Ponta, de Traian Băsescu, adică de la șpăși de la 100 de milioane în sus. Pentru șpăși mărunte de 90, 80, 50 de milioane de euro. Ce e aia? Cum o să fac arest, mă, la domiciliu pentru atâta lucru? Cum să-i pui cătușele lui Udrea, lui Videanu, lui Vangheliuță? Cum să le pui cătușele lui Vâlcov pentru câteva zeci de milioane de euro? Cum să-l arestez chiar și la domiciliu? Adică cum n-are voie omul să mai iasă, să se ducă până la amantă, până la amanet, să se ducă până la restaurant, să ia masa, să alea, alea. Cum se poate așa ceva? Adică e vorba de drepturile infractorului. Adică să lăsăm infractorii fără drepturi. Unde vă găsiți? Unde credeți că trăiți? Aici suntem în Uniunea Europeană, unde infractorii au drepturi depline, victimele mai puțin. Dacă ai fost prost și te-ai lăsat furat, dacă ai fost prost și te-ai lăsat jefuit popor român, ce drepturi mai vrei? Păi ce proști au drepturi în lumea de azi? Drepturi au ăștia care au știut să se învârtă, să ajungă parlamentari, miniștri, alea, alea. Ăștia trebuie să aibă drepturi, că-s băieți deștepți, că sunt șmecheri și descurcăreți. Și dacă tot fac ei legea, să o facă în așa fel încât să nu le fie rău, că nu e corect. Nu e nici meritocrat dacă e să o luați așa. Păi bă, dacă ești deștept, trebuie să-ți meargă bine. Nu? E așa, mi-a zis unul. Zice, domnule, zice, e meritocrație și acum. Că ea care sunt cei mai deștepți, sunt politicieni, sunt miniștri, primari, consilieri și le merge bine. Nu, asta e meritocrație. Dragii mei, nu. Ăștia nu sunt cei mai deștepți. Ăștia sunt șmecherii. Iar la șmecheri nu o să le meargă bine în democrație. La șmecheri o să le meargă bine în pușcărie, dar nu în democrație. Nu în meritocrația reală, în democrația reală. O să le meargă bine și lor, dar în pușcărie o să aibă condiții minunate, după cât muncesc, atâta o să aibă, nu mai mult. Ei bine, dragii mei, nici n-am simțit cum s-a dus și emisiunea de astăzi. Iar am rămas cu restanțe uriașe. Trebuie să fac cumva, să lungesc emisiunea, cum îmi recomandau mai mulți telespectatori, dar după aia nu o să se mai uite chiar nimeni la emisiunea asta. Ei bine, dragii mei, în final vreau să vă rog, toți cei care ați trimis adeziune pentru Mișcarea Meritocrată și nu ați primit răspuns, să retransmiteți. Am luat măsuri de securizare a adeziunilor, să nu mai poată să pună măcar un timp securiștii mâna pe ele și să le cearnă. Tot ceea ce vine, adeziunea, am făcut probe, este în regulă acum, ajung la mine. În cel mult 3 zile de la primirea adeziunii vă trimit răspuns. Dacă în 3 zile nu primiți răspuns la adeziunea trimisă de pe site-ul nostru, atunci retransmiteți. Și retransmiteți până primiți răspunsul, ca să fim noi mai tenace, mai ambițioși, mai dârși decât sunt ei, securiștii, care păzesc marile cuceriri democratice ale României post-revoluționare. Cu Dumnezeu înainte, dragii mei. La revedere!